Situație îngrijorătoare cu mai mulți ucraineni care locuiesc în Galați. 25 de refugiați care se află cazați în blocul social al primăriei Galați sunt la un pas de a ajunge în stradă pentru că nu și-au găsit loc de muncă, iar statul nu mai poate potrivit legii să le deconteze cheltuielile. Ei au fost cazați în spațiul municipalității din martie 2022 și au primit în prima lună bani pentru mâncare și cazare. În următoarele trei luni, beneficiile au fost condiționate de înscrierea adulților în evidențele AJOFM pentru a-și putea găsi un loc de muncă și a copiilor la cursuri de limbă sau orice altă formă de învățământ pe teritoriul statului român. După cele patru luni, acordarea banilor a fost condiționată de deținerea unui loc de muncă și, respectiv, de frecventarea obligatorie a cursurilor școlare de către copii.